Prima investiție pe care am făcut-o au fost în tablele inteligente. Sistemul audio-video pentru a se putea realiza învățământul mixt, jumătate de clasă fizic, jumătate de clasă online. Deci cei de acasă vor vedea efectiv ceea ce se întâmplă la clasă, cum ar fi la clasă. O altă investiție a fost de a schimba gresia și de a termina travertinul de la etajul 1 al școlii. O altă investiție, securitatea. S-a schimbat ușa de la elev, se va pune intrare cu cartela, astfel încât să nu pătrundă nimeni în școală decât elevii. Încercăm astfel încât elevii să fie în siguranță, să vină într-o școală cu plăcere, să nu arate o școală tipică, ci atipică, să se simtă ca acasă. Din punct de vedere al pandemiei, sunt convins că ați luat și veți lua măsuri pentru protejarea elevilor și cadrelor didactice. Care sunt acestea? În primul și în primul rând, fiecare clasă are dozatoare. La fiecare intrare sunt dozatoare cu dezinfectant. Deocamdată mai avem măști pe care le-am primit de la Inspectoratul Școlar Județean și vom vedea mai departe ce se va întâmpla. Dacă va fi obligatorie purtarea măștii, ori vor veni copiii de acasă, ori va asigura ministerul prin inspectoratele școlare. Deocamdată nu știu ce se va întâmpla. Cum apreciați ajutorul primăriei în toată această perioadă și banii investiți pentru realizarea acestor lucrări? De când sunt director, de 3 ani jumătate, tot ceea ce am cerut de la primărie chiar mi s-a dat. Bineînțeles, în limita sumelor existente. Așa că în 3 ani jumătate am făcut pas cu pas, am luat la analizat care sunt lucrurile strict necesare de a fi schimbate și de a fi reparate și așa am reușit și reușim să facem astfel încât școala să arate ca o școală europeană. Primăria Cernavodă are în vedere unitățile de învățământ și le-a avut întotdeauna, atât grădinițe, școlile din municipiu. Care sunt investițiile pe care le-ați făcut în învățământ până acum și cum vedeți cheltuirea banului public în aceste unități de învățământ? Da. De la începutul mandatului, administrația Negoiță s-a concentrat pe educație și sport, în primul rând. S-au alocat foarte mulți bani pentru școli. Domnul primar Negoiță a și accesat foarte mulți bani pentru grădinițe și școli. Într-adevăr, anul ăsta, numai anul ăsta, băgăm 3.400.000 în educație, de lei. Și în continuare vom aloca bani pentru educație, pentru modernizarea școlilor, pentru modernizarea grădinițelor, ca și copiii noștri să poată învăța în condiții normale. Când veniți și vedeți cum sunt cheltuiți banii în aceste unități de învățământ, cu ce sentiment pășiți? Noi suntem mândri, și domn primar la fel, suntem mândri că banii într-adevăr se văd în lucrurile care trebuiesc, adică table electronice, videoproiectoare, sistemul de monitorizare. Suntem mândri și toți directorii, într-adevăr, cât au cerut, atât li s-au dat, pentru, în limita bugetului, bineînțeles, dar de obicei cât au cerut, li s-a acordat.